unul cu niște bani mulți, da, da, și nu dă înapoi, eu ce exact, să fac? În mijlocul luptei. Stai liniștiți că e bun băiatul. Exact, și băiatul ce înțelege? Da, stai liniștit că-s bun. Ioan Andone la telefon. Bună seara. Pe ocean, nu te cerți. Bună seara, Radu. Auzi că sunt agent provocator, ce zice Narcisul Duca. Cine? Eu! Că l-am întrebat pe Răzvan Zăvăleanu, Narcis Răducan zice că eu l-am provocat, că l-am întrebat dacă care e bugetul lui față de la oțelului, care e 2,5 milioane, ce zice că e mult mai mare și care aștepta un pic mai mult de la jucători la banii pe care îi primesc de la Dinamo. Se pare că a zis ceva în regulă, domnul Zăvăleanu? Nu. Nu, e în regulă, ai zis, Radu. Te aștept, pentru că s-au investit foarte mulți bani acolo, sunt jucători cu salarii bune. 15.000 de euro au un salariu. Bine, nu știu, asta ar adună. Sigur, spune, ai încredere, 15.000 de euro. Pe lună. Da. Bine, eu spun că e și mult ghinion, multă inconștiență. În ultimele minute au pierdut 3 puncte în ultimele 2 partide. Deci aici e vorba de concentrare, de ceea ce cerci. Și sunt 9 străini în teren. Până la urmă, jucătorii vin, își iau salariu și să plece și Dinamo retrogradează. Da. Ai înțeles? Deci ai altceva. Ăsta e riscul când mizezi pe mulți străini într-o astfel de luptă. Bineînțeles. Bine, e antrenorul străin care e bun. Părerea mea că e un antrenor bun. Asta e părerea mea din ceea ce văd în joc, ceea ce caută să construiască, ceea ce încearcă să joace. Că nu reușește el să obțină rezultate, e altceva. Da. Și el a pregătit echipa în iarnă, jucătorii care el i-a adus. Cum a rămâne jucătorul? Ce nu merge, Ando, din ce ai văzut în meciurile astea? Ce nu mai funcționează? Funcționa înainte și nu mai funcționează. Bine, în ultimele două meciuri, eu ți le comentez. Da, s-au retras prea repede în meciul cu Petrolul. Prea repede. Adică s-au apărat în 20 de metri. N-ai voie, tu ai 1-0, Petrolul joacă în deplasare, te duci puțin peste ei să ții departe de poarta ta. Și la ăsta ultimul meci e inadmisibil. Lovitură liberă, atac, contraatac, ei și primești gol. Faci o obstrucție, faci un faul, s-a terminat jocul, e un punct. Care e enorm. Da. Deci punctul care l-au pierdut la Galați e enorm. S-au întâlnit o echipă Oțelu în care ei puteau să profite mult de situația că i-au jucat în cupă și au jucat 120 de minute. Oțelul n-a mai fost Oțelul ăla extrem de agresiv, bine fizic. E normal că și Dorinel n-are un lot foarte mare să schimbe foarte mulți jucători, să joace pe două fronturi, și cupă și campionat, să... Ce-și dorește Dorinel, nu vezi că e acolo la locul 7? Da, plus că pe el, Ando, pe el, în mod logic, îl interesează mai mult cupa acum decât în campionatul unde este la adăpost de orice pericol de retrogradare, 1. 2. Și dacă mai pierde niște locuri, el tot o să joace, practic, dacă ar fi să joace barajul pentru Europa, ca alte echipe de acolo din frunte, UTA, Hermannstadt, Petrolul, n-au dreptul. N-au licență de Europa sau sunt în insolvență și mai departe. Iar la cupă te duci, dacă știi cupa, ai un trofeu, te duci în Europa League, pe deosebire de Conference League, dacă treci nu știu câte baraje. Deci de asta spun că era, mi se părea, am spus-o și aseară, mi se părea pentru Dinamo un moment oport. Acum era de zguduit oțel. Da, au Radu. Dorinel a făcut performanță. Da. Dorinel a jucat la un nivel înalt. El știe că n-are voie să piardă meciurile sau să obțină maxim din fiecare. Adică să nu te aștepți de la Dorinel că stai că vine Dinamo, sunt obosit, nu sunt obosit. A pus presiune pe ei, pentru că jucătorii, ai văzut ce sprint au făcut în minutul 93, 92 și 30 cât era. Da. M-am uitat la meci aseară, incredibil pentru mine. Am și zis, dacă ăsta nu face fault, asta e fază de gol. Bine, e excepție și mult noroc. E băiatul la tânăr, a intrat pe interior Amzar, care intră pe piciorul lui stâng, nu se duce în pressing la el să nu lase să-i pună contră când trage. Să-i blocheze șutul. Amzar, că dacă era unul de piciorul drept, zic, băi, piciorul neîndemânat. Sunt multe greșeli de tactică, de scopii. Îmi pare rău de Amzar, dar ultimele două meciuri a fost decisiv
ca greșeli. Acum nu știu cine observă asta, că trebuie să-l blochezi. Să-i blochezi dreptul lui Tănase când a tras. Tu, jucător de picior stâng. Dintr-o singură fentă, știi că la intră interior. Dă-i mă stângul să tragă la poartă. Dă gol de acolo. Asta e. Da. Dar tu nu-i blochezi dreptul. Sunt multe greșeli acolo și păcat, pentru din nou mă doare. Sincer că mă doare să-i văd iară că se duc în divizia B. Dar sincer, n-am nicio idee. Dar crezi că e pericolul ăsta? Păi e un pericol mare acolo. E un pericol mare. Cu alea trei puncte discutam astfel astăzi. Două cu Petrolul pierdute și unul de la Galați. Acum să realist. Le-ai pierdut în ultimele secunde. Da. Păi da, da, faza de construcție a Galațului mie mi s-a părut excepțională, de la capul al fire, pentru că numai cu trei jucători gălățeni au putut să-i facă șahmat pe Dinamo cu ce? Da, pentru că nu faci un faul tactic, dar nu faci pentru că de Moura avea cartonaș galben, de-aia n-a făcut. Am văzut viteză, am văzut tehnică, am văzut tehnică de lovirea mingii, am văzut de toate. Da, de rapid te doare sufletul sau... Bine, eu am fost la meci la Hunedoara. Da. Eu n-am putut crede că CFR-ul poate să joace în halul ăla. Cu doi antrenori interimari, care ce-au putut să facă, că asta nu înțelegi. Că sunt lucruri care nu le poți înțelege. Nu, no, dar asta Ando, nu ținești de jucători, de fapt. Asta nu spune ceva despre jucători. Da, bine, mă, nu pot să spui că au salarii ca lumea la CFR. Nu, dar cu mutul dai de pământ meciul ăla și după aia vii la Rapid și câștigi... 4-0 la pauză. Da. Eu m-am uitat la meci. Bine, eram acasă, fusesem la Hunedoara, văzuse meciul. Nu puteam crede dacă cineva îmi spunea pariază 1 milion de euro că CFR va conduce 4-0 la pauză. Nu, auzi, puneam 2 milioane de euro. Da. Mă, nu crezi așa ceva. Da. Așa ceva nu, rar vezi. Transformarea unei echipe, altă atitudine, altă dăruire. Dar ți se pare că, așa cum se zice, l-au lucrat pe Mutu cumva unii de acolo? Eu nu cred. Păi și atunci cum transformarea asta? Că parcă scăpaseră de un babau. Ați văzut declarația lui Ciprian de acolo? Mă, Ciprian... Care ce? Ce a zis? Că ei sunt de vină, ei nu știu... Dedică victoria. Da. Și dedică victoria. Vrei să spun că victoria aia e în proporție de 75% lui Mutu? Da, dar e prea târziu pentru el, Andu. Nu spune că în trei zile jucătorul, antrenorii care vin schimbă ceva. În 3 zile. Nu pot așa ceva. Dar mă, că era prea târziu pentru Mutu. Degeaba ai dedici victoria, degeaba ai meritul lui. La revedere. Trebuia să-i dedici atunci la Corvinu. Cu Corvinu, adică tot respectul. Da. Nu știu. Tu îl înțelegi pe Mutu când spune că n-ar vrea să mai vadă în viața lui pe Taxidis? Bine, ce a făcut ăla, da. Auzi, lasă-mă cu numai asta. Bă, dacă ești fotbalist de cupe europene, n-ai voie la 1-0 la pauză, că au dus-o la 1-0 la pauză. Da, Corvinu... Bă, cum să te bată Corvinu să-ți mai dea 3? Pierzi un 2-1 chinuit, câștigă Corvinu cu un șut la întâmplare. Păi cum? Nu așa, de i-a dominat Corvinu repris la a doua cap-coadă. Da. Da, de rapid ce spui, care după ce bate FCSB cu 4-0, se prăbușește din tot, dar la nivel de galerie, la nivel de fotbalist, la nivel de disciplină, la nivel de tot se prăbușește. Păi ce să rapidu? Rapidul e rapid. Cu bune, cu rele, cu aia, rapidul e rapid. Înțelegi? Nu mă așteptam. Pentru că chiar am declarat după 4-0 ăla că Rapidul e clar o candidată la câștigarea campionatului. Mm-hmm. Sincer, că aia credeam. Da. Uite ce transformare, aceiași jucători, un lot valoros, același antrenor, și pierd 3 meciuri consecutive. Și mie ăla la Creva mi s-a părut o prostie. N-ai voie să pierzi așa meci. Ai 1-0 și 10 contra 11. N-ai voie. Și de ce? Uite de ce greșeli se fac și acolo la nivelul ăla și jucătorii sunt jucători buni ce are Rapidul. Da. C-
Crezi că Bergodia a pierdut mânerile echipei? Mă, nu știu, ar trebui să facă ceva. Când pierzi 3 meciuri consecutiv, nu o fi un egal măcar în meciurile astea. Un egal? Dar, domnul Andone, măcar să schimb ceva la pauză, în 3 meciuri, la 3 eșecuri. Să se vadă mâna antrenorului, un ochiul lui, nu vi se pare că e destul de ciudat? Bine, să știi că antrenorii italieni schimbă foarte greu. Merg pe această chestie, ce lucrează cu Maia. Da. Aici eu cred că se greșește. Da, bine, Rapidul tot timpul a avut sincope din astea, dar trei înfrângeri. Da, acum parcă e prea de tot. Acum, da, acum parcă de prea sus s-au căzut. Da. Repluteau și s-au dus în picaj. Da, Ata, te mai întreb că tu ești la Madrid ca să vezi Real cu City. Da, mă pregătesc de să merg. Uite, s-au anunțat Radu. Am primit pe telefon atacuri teroriste. Da, e amenințare de atac terorist. Da. Că vor fi controle la stadion mult mai drastice, să avem acte de identitate, să avem telefonul, să avem biletul și pe mail și pe WhatsApp. Aoleo. Și o să merg o oră jumate înainte, că sigur se va sta la mult la intrare. Da, dar e normal, lasă mai bine așa, să fiți în siguranță decât... Așa e, și eu zic că e mai bine pentru siguranța. Ce zici că o să se întâmple? Real City, ăsta poți fi final oricând. Bine, eu cred că va fi un meci egal în seara asta. Mm. Și îmi pare rău că cred că City se va califica. Cu toate că Real pe teren propriu e incredibilă și nu poți să știi. Rapid, Real poate să prindă un meci. Înțelegi? Poate să fie, dar Guardiola cu sistemul lui, cu posesia lui, cu aoleu, cunoaște bine pe Real, e spaniol, e tot ce vrei. Nu știu, mă aștept să văd un meci spectaculos din seară. Da. Din seară, peste 2 ore, 3 ore. Mulțumesc, Ando, să ai un meci bun.